Prieteni, bună ziua, suntem aici la patroana. Bună ziua, prieteni, ne aflăm aici la nașul Leo, la praznicul lui. Noi îi dorim multă sănătate și multă fericire, să-și pună praznicul fiecare an, prieteni, în fiecare an de Sfântul Ion, să-și pună praznicul Leo, să fie sănătos. Știți că anul trecut a avut probleme și i-au pus praznic ca să pună în fiecare an și uite că Sfântul Ion i-a dat putere, i-a dat sănătate și să simte bine. Din punctă caracteristică. Da. Și îi spunem la mulți ani și lui domnul Ionuț. La mulți ani, Ioane! Ioane, vezi că ai ți-a făcut o surpriză, e acasă un tort. A fost ca tata. Ți-am făcut un tort. Ca unchiul lui Cutuna. Ioane, ți-am făcut un tort. Îi dorez multă sănătate lui Cutuna, bun noroc, mai an, lui Costina, le dorez. E vorba de onoare. La ziua lui este și nașul Marian aici alături de noi la praznicul nașului. Mai vrei și cadouri, Ioane? Mă buc! Trebuie acolo, o să vedem. Mă trebuie un cadou, dar eu n-am făcut un cadou. Noi am făcut tortul. Tu i-ai făcut tort și eu trebuie un mânaș, mă duc și pe mine, la Severin să-i cumpăr un cadou. La Severin, tu ce la Creua, undeva. La Îndăturnă, ce caut la Îndăturnă? Vreau să stai aici și atât. Pe comună primit. Pe comună primit. Dă-i și lui panșăla și gata. Lasă, că n-a nici apă. Georgiana, ce cadou e în fotul lui Ionuț? O cămașă albă, o miele de sus. Ce zici, avem cadouri, dar sunt surprize. Mai trebuie să nu există, să nu-i facem. Am rezerva, sunt pe el. Înseamnă că nu-s bani. Când e tatăl meu lângă mine, pe altă, ce-ți pare orice... Bucătarul nu se află aici a prietenului lui Ionuț. Vine mai târziu și el își face apariența aici. Hop! Cu cadoul lui Ion. Îi spunem și lui bucătarul, la mulțan, că și pe el îl cheamă Ionuț. Păi, iar l-am sunat pe... L-ai sunat? Da. Doamne ajută, Ioan, ce cu minte. Doamne, abia aștept, nici fratele meu, cum știi, colegul meu bucătarul. Mă ajută și eu țină pe patroana, că patroana și cu meu, ocupată și acolo, safire acolo. Am venit de azi dimineața, am văzut-o pe săraca patroana, de la ora 6 dimineața. S-a trezit patroana, prieteni, și a făcut toată mâncarea pregătit. Eu când am venit, am făcut pâine, am mai făcut niște guvoși, nu știu ce mai avut pe aici. Am ajutat-o de azi de pomană. Eu n-am făcut nici la pomană, eu când am împărțit patroana, a dat de pomană. Unde ai fost aia? Pălincă, caldă, Ioane, și n-ai fost aia. Cam supăr așa, din punctul meu de vedere, mă cam supăr ea pe mine așa. Nu, nu e compatibilă pentru a desfășura o activitate în bucătărie. Aia înseamnă. Dar e compatibilă cu bucătăria. No. Știi că nu, ia, știi că nu crezi curat? Da. Ce faci, mami, acum? Că stăm aici cu nașii, s-au hotărât să se însoară. Mai stăm de boară. Te însori, nașule? Ce, nașule, ce ai de gând? Să te însori. Doamne ajută, bine că te însori. Nu te însori odată. Mă, da, dar mă gândesc, poate... A dat legea domnul președinte, să iei două. Patroana oprește muzica. A dat ordonanță de urgență. Stai, mă. Ești și bucătarul, mănâncă și el acum. Lăsați-l. Ăla cât stă tu un fric. Unde o să spun așa? La nașa lată. Da, și trebuie. La primul de două ori. Da, în inima mea. Ce faci? În inima mea. Unde-i fost drăguțul? Bine. Era să cadă. Era. Stația Upăr. Dar n-a căzut. Păi stația portavoce când se mărgă. Ioane, ce-ai pățit? La meu copil eram cu goică, cu portavoce aia, cu tăpine aia. Păi n-ai internet la telefon, de aia n-ai niciun glob. În 24 de ani. În anul 4 de facultate la teologie. De aia. Ești acolo, e prea calin.
Nu mai cu gata, că fac iată. Închide tu, Leuțu, nu merge. Nu are gleață, nu are gleață. Nu e Georgia, mănâncă și. Leuțule, hai. Și ce treabă aveți? De nu stați și voi cu noi aici. Păi am stat și am fugit repede să mai facem sus acolo. Ce zici? Nu am crezut că-s ceilalți copii. Păi cum să rămâncă? Nu vorbim cu mine să până acum, n-am fost aici. Am ieșit, dar nu am plecat. Am fost și la masă, deja m-am bătut, ai o țică de mică, iar la tera singură. Domn patroane, nu mai spune că suntem pe vlog, zice oameni. Pe o țică de mică, ți-o o bățută, ta muncit. Cuturita, tu ta muncit. Da, lasă, dă Dumnezeu sănătate, e muncit de la ora 6 dimineața. Da, pe cum mulțumesc Dumnezeu. Toate pregătirile că am făcut toate pregătirile. Doar pâine am făcut eu și da, dar problema e că a pregătit pentru oamenii puternici. Și am plătat, nu am mai venit cu oamenii puternici. Dacă tu te vorbești, mă iei. Oamenii puternici, domnul Leo, pentru orice mamă, copilul ei e cel mai puternic. Da, așa e. Nu e altul. Nu ți-ai luat mă ce? Lasă-l că mi-a rupt papucii. Vreau, ți-ai rupt papucii. Sunt ridică în comun imediat, nu vede, nu se uită, domnul Leo. O să plec, Georgiana, o să iai cheia aici, să faci ușa, auzi, Georgiana? Faci ușa la supragerie, o să plec, o să stau o lună de zile. Baci, baci și ai carne în ladă, să iai să mănâncă pe tine. Hai mă, lași, că nu iei și pe noi o lună. Dar ții cu cheia aia, numai la tine să fie cheia. Patroana nu mai pleacă de acasă. Ea zice că da, să duce. Patroana trebuie să dai banii la casă. Da. Unde nu trebuie patroana și omul. Am avut lasă să termine lucrarea, că le dau banii. Păi omul într-o lună termine, trebuie să dai banii. E două și le dau bani. Lasă că termine ei. Lasă că termine ei. Are de lucru. Prăbuitul o știi, n-are ce să facă. La mine să-mi pune cabina. Păi ce nu are o săptămână de muncă aici? Până nu pune și la mine cabina, nu le dau niciun. La tine cabina? Cabina să pune imediat, pui mine. Trebuie banii repede. Păi dar ce ea crede că așa lucrăm? A, vrea să schimbă și la aia. Că acum e ușor, nu mai e. Păi dar 14 milioane, cea mai scumpă cabina la mine. Și cea mai frumoasă. Cabina e cea mai greu de pus banii într-o oră. Deci pe bune cel mai greu de pus cabina. Și mâine o montează. Aia trebuie cabina. Dar pe bune, cabina. Și are și canalizare și sursă de apă. La noi nu era nimic. Da. Acolo a fost dat zero. Și are canalizarea unde a spus-o? Pe unde vine? Așa la urmă. Din tavan în pământ. Dar unde? Într-alul Leu, George? Într-alul Leu. Trebuie să băgăm în într-alul Leu. Să o facem separat. Trebuie separat. Înțeles? Mai facem o țeală sau cum? Nu, două coturi de 90 și un metru de țeavă păi trece pe perete. Unde merge canalizarea aia? Unde merge asta? Da. Țeava aia se pune de afară. Aia pe de casă. Da, prin beci vine ușurile. Prin beci, da, mai multe. Trebuie să anulăm pe aia din beci. Unde vine? Cum vine? Canalizarea unde te duci? Aia unde te duci? Cobor în beci din beci în asta din curte. Ah, eu. Beci din curte unde? Trebuie să ne uităm unde. Patroane, tu stai plecat o lună, o vin după mata și eu, nu te las acolo. Chiar și eu m-am plictisit numai la cantina. Mergem unită să facem bani, am mâncat destul, am beut destul. Trebuie să cumpărăm un dipozit să facem bani. Da, mergem acolo de mâncare. Îl chemăm și pe Cătă cu Duba, bucătarul voi cu Duba, să facem bani. Ce, n-am mâncat destul, am mâncat destul. Destul, gata, plecăm. Acum putem să ne mai lucrăm. Eu n-am avut probleme. Noi nu faceți vezi că nu sunt garantare niciodată ce e acolo. Mai fac ce a făcut cu aici. Să dă lucrurile. Păi așa e ce a făcut. Mi-e înainte să vă să spun nipoi. Hai duce, mă dă și după aia nici. Vedeți ce a făcut. Și a făcut cu aici că nu faceți voi două. Păi nu știe ce garantare e acolo. Băi, gata, ce-i zbor. Așa e ce a făcut cu aici. Pleacă puii de la București. Bă, ce să pleacă tatăl. Nu, 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 n
Ia du-te, vezi, pleacă. E mașina în curte, n-apă. Bă, du-te, vezi, face bagajul, ca să știm să... Ca să facem cu mâncare. Nu ce vine de la noi din curte? 110 vine de la noi. Cred că a făcut-o 4 luni, de mult. 107 vine de la noi din curte. Bă, te-ai văzut cum ai luat ăsta la ta spate. Care te-a pe din casă, vorbesc. Dar curtea nu se dea așa, de tablă. Care din casă e normală de aia de 110. Nu știu cum are pe aici, din spate, sub casă. Ai văzut-o acolo cum e la Boris. Lasă aia, dacă... Așa, zeamă de fier, frate. Nu bucătare. Pa, aia se duce la Boris. La Boris. La urmă, zice că asta sunt în stare. Da, ți-arată unde. Ai ce face acolo? Nu are spus. Că nu se duce acolo. Se duce acolo. Da, se duce în partea aia. E nu știu unde. La urmă, și mai e, dar aici n-ai... Acolo aici n-ai cămin să umbile ele. Că e așa. Țeavă, direct. Păi trebuie să văd ce țeapă e. Doar în cămin ai un afară. Păi să văd ce țeapă e, țeapă e. N-ai cămin, n-ai unde să cauți aici. Păi și unde vine cămin atunci? Nu vine, pentru că aia a pus-o să nu se înfundă niciodată. Nu știu, nu. Tine un Da, să le hata un căpanda groasă în cană, că au să locată în baie. Tot vine aici, Nigeria? Da, da, așa venea, da, de la urs aici. De la baie vine de la urs. Nu, e ceva neregulă. Face bagaj? La patron acolo în spate. N-a fost la el. Poți duce ca să simți. Dar nu face bagaj. Face bagul care. Se-ți bagă bagajul și patronul. Patronul? Da. Pleacă, dar a zis că nu vrea absolut nimic de mâncare, că poartă după el și vomită degeaba. Asta mi-a zis să zic. E supărat. Înseamnă că e supărat. Caută patronul, caută. Păi cine l-a supărat? Păi ce suie pe mea, pe tine, bă? Cine te lăsuie pe mine patroana? A spart pe ea la tine! Doamne! Dar și mai ai mai spart pe ea? 2.000 de euro de spart pe ea! La ce mi-ai plătit-o? Gata să spart eu pe ea! Nu, oameni, stă liniștimă, încă primă-te! Lasă femeile! Că s-a fut unul pe tine acolo! Acolo la puț ai un puț! Că te mai merușine că sunt femeile, patrina! Dar stai futurul tăi lui. Dar ce treabă ai tu cu mine, patroană? Bă, ai stai futurul acolo, ce mai faci treabă la femeie? Lasă femeie să ducă la altul, bărbat. Tu nu socotești în față, fii în viață, să te îmbraci frumos. Să mănânc să bei, păi de ce nu mă las să mănânc să beau? Nu mânca orice. Atunci nu mai mănânc. De ce? Să mă iau o curca în porc și eu nu mănânc. Păi nu mâncați că ai probleme cu fierea, de-aia ne pare rău de mata. El mănâncă hamburi. Mănâncă hamburi. De unde vine pe la cu fierea? De unde dai fierea acum? Altul ești la fierea. Ai foarte mult. A spart-o femeie. Doamne, a zis și Georgiana că foarte ușor. Auzi, a zis că e foarte ușor. Fierea? Dar ea se referă că e cu lasă. Eu am 15.000 de boli. Doamne, înțeleg. Păi cum se face? N-are care. Al cui e canalul meu? Al meu. Vreau să povestesc ceva de ziua Sfântul Ion astăzi. Eu sunt trecută prin viață. Era o femeie, cea mai frumoasă din Strahaia, nu găseai perechea ei. Și ce zici? A luat și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. În 3 luni s-a făcut urâtă de rău cunoșteai, din cauza bărbaților. O femeie, merușine că femeie bătrână. Dacă umbră în prostii, se face urâtă și bărbatul și femeia. O femeie, dacă nu te duci să umbli, e cea mai frumoasă. Bucătarul ne încerc curge să mă ieși, de-aia e cu urâta. Așa mi-a spus un doctor profesor. Și femeia care are dungă pe la ochi, auzi, Mariana? O femeie, dacă te uiți la o femeie, dacă are un doctor profesor, am beu cu el, am mâncat. Mariane, am mâncat, am beu cu el, doctor profesor. Dacă e umflată pe aici, pe la ochi, înseamnă că e bărbat multă. Dacă are spinceana, uite așa, cea mai femeie vindecată jos. Care e așa, e bună jos. Acolo să vezi femeia, care vrei să umbli cu ea. Când are umflată pe aici, e terminată cu bărbații. Eu nu știu de ce mai fac ea. Ce-i de ce mai mă vieți? Nu avem ochii. Păi nu așa mă spune. Bărbați voi! Tu cu el, a
ascultă-mă, voi bărbați, când vezi o femeie îmbrăcată, frumoasă, zici și asta cea mai frumoasă. Dar să mă iert, eu ce-am trecut prin viață, am văzut terminate femei bogate. Cu rană, cu Doamne ferește, cu găuri, cu Doamne ferește. O femeie să-i face analiza și formă să te curși cu ea. Și să vină că a doua zi și să zică, e bună! E mai rău. Când vedeam, eram internat în spitale, eram operată. Și vedeam terminate femei, terminate. Și le vedea îmbrăcate, frumoase, sămâna de aia. Și ele erau prăbușite pe de jos. Prăbușite. Mai dați și voi drumul la melodie? La luna de miere, la altura. La luna de miere. Da și mie cu luna de miere a mea. Da, așa e, cu melodie, mă tot nimic. M-am săturat de melodia lui Patroană. Numai lui Patroană și eu mă tot nimic. Dar lasă-i loc cu unul. Dar ce am făcut reclamă la melodia lui Patroană? 50 de oameni. La mea 50 de oameni. Auzi, auzi, vorbea tot țiganii la melodia mea. Când erau 100 de țigani, era numai Patroană și Patroană. Da, da, da. Acum facem Bioreana aia. Ia să mă duc, dar eu bani plătesc. Să fac Bioreana. Bravo. Unde-i boxa? De acolo. Păi cu fetele vreau și o periuță de tot. Puteți să-mi dați? Da, da. La revedere, pa, pa.